Avem la Craiova aici un om cu suflet mare. Atât de mare încât cuprinde pe toată lumea. Fără el și fără zbaterea lui continuă, nu știu dacă lucrul, evenimentul de a se întâmpla, dacă multe alte lucruri importante pentru neamul nostru aveau loc. Și domnul Geo Stroie îi face o surpriză. Vă rog frumos, Dumnezeu. Deci, doamne și domnilor, trebuie să dăm cezarului ce al cezarului. Eu sunt ialomițar. Să nu se uita că mama lui Mihai era ialomițar. Vin din sala lui Domnișetei, văd că în spatele meu este Decebal. Eu sunt născut în Traian. Așa am ajuns la Decebal. Traian de ialomițar. Acolo ne-am și cunoscut, domnul Havi, la sesiunile filiale Academiei de Agronomie de la Slobozia, ascult ialomițar. Și atunci am mai venit pe la dumneavoastră odată, într-un birou, erați în vârtejul aplicației. Acum am văzut aseară ce ați realizat. Senatul Academiei Daco Române, care este un ONG modest, cu 3 cifre în cont, nu mai mult, niciodată n-am avut mai mult, care și-a propus eternizarea valorilor temporale Daco Românești de pretutindeni, ca obiectiv esențial și ca obiectiv strategic, pregătirea spirituală a reîntregirii României în granițele ei firești, Senatul Academiei Daco Române a decis ca să acorde domnului Adi Pop pentru întreaga activitate de cercetare și promovare a valorilor Daco Românești titlul suprem și diploma de părinte al patriei. Are o școală și este un părinte între părinții națiunii. Maestre, jos colegi! Să vă strâng întâi mâna, ca să nu aveți emoții. Așa. Vă rog. Vă mulțumesc azi. Eu să vă spun că am avut mii de nopți în care am căutat ușa neamului nostru, am căutat soluții de mai bine pentru întreg neamul nostru. Și acum 27 de ani, când mi-am dat seama că fără educație nu se poate face nimic în România, am dat drumul la o școală. Școala se numea Zalmosiana. Ulterior, după 3-4 de zile, am cunoscut pe părintele Bălașa, care mi-a împărtășit, a fost adunsul acasă și când mi-a spus că am pus numele de Zalmosiana, mi-a trimis un dosar pe care l-am reprodus în cartea aceasta, inclusiv de mult și cum am cunoscut. Nu vă pot spune mai mult decât mulțumesc că ați venit. Sunt onorat pentru sfinția pe care în jurul străi, pentru cuvintele frumoase pe care a spus domnul general. Și asta nu înseamnă decât că suntem responsabili ca ceea ce știm noi, să lăsăm tinerii. Am ocupat de cel puțin 25.000-30.000 de tineri. Cei care au rămas lângă mine, se vedeți pe aici pe lângă noi, care ne ajută, da? Au firme prospere. Cu toți am plecat din zero lei. Am avut șanse să fiu crescut de unul dintre cei mai mari miliardari din lume. Și din respect față de consilierii mei, am încercat să le dau și să dau acestor tineri tot ce a fost mai bun în ei. Vă mulțumesc mult de tine.